Ca urmare a sesizării că în policlinică ar fi apărut gândaci, conducerea Spitalului Municipal de Urgență a dispus realizarea unei dezinsecții care s-a făcut din fondurile unității sanitare. Curățenia zilnică în cabinetele spitalului și în spațiile comune cu celelalte cabinete ale medicilor comodați și ale DSP-ului se face de către trei infirmiere salarizate de unitatea sanitară. Noi avem două doamne infirmiere care sunt ale spitalului, plus încă o doamnă infirmiere de la dispensarul de TBC care se ocupă de curățenia din policlinică. Dumnealor, normal, curăță și fac curățenie, dezinfecție, tot ce înseamnă spațiu ce aparține cabinetelor de ambulatoriu integrat spitalului, plus spațiile comune, pentru că chiar dacă spațiul comun aparține și cabinetelor care sunt private, nu înseamnă că de acum nu mai facem curățenie, că Xulescu nu a venit să facă dumnealui curățenie, nu. Deci se ocupă de tot ce înseamnă spațiul comun, cabinete ale medicilor în contract cu spitalul și grupuri sanitare. În cazul apariției unor insecte, acestea sunt răpuse de către un angajat al spitalului cu atribuții de deratizare și dezinsecție. Da, da. Deci, doamna doctor Melinte ne-a informat, după ce a făcut curățenia doamnele infirmiere, domnul agent DDD a fost și a făcut dezinsecție. Cum s-au împărțit? Asta... Au trebuit și ceilalți sau numai spitalul? Atâta timp cât am făcut noi, plătim noi. Conducerea spitalului s-a arătat deranjată de remarca redactorului Roman 24 că în policlinică ar colcăi gândacii, susținând că aceasta este o exagerare jurnalistică. E adevărat că în fotografia realizată în policlinică în urmă cu ceva timp, folosită într-o știre similară, apare un singur gândac. În realitate însă gândacii de bucătărie sunt insecte care își fac apariția mai ales pe clădirile foarte vechi, unde instalațiile sanitare sunt ruginite și oricâtă preocupare pentru stârpirea lor ar exista, ei mișună pretutindeni, mai ales noaptea. Este și situația de la secția de pediatrie a Spitalului Județean, care a stârnit valul de comentarii în presa județeană. Neincluderea clădirii policlinicii într-un proiect de reparații capitale din lipsă de fonduri nu va rezolva problemele acestei instituții, care arată de ani de zile ca după bombardament și ar fi printre primele clădiri care ar trebui supuse suprataxării cu celebra taxă pe ruină instituită la cererea Asociației Municipiilor din România cu termen de aplicare ianuarie 2018.